caz de gravitate extremă la Târgu Jiu. Un bărbat de 65 de ani, care a petrecut 3 săptămâni internat la Spitalul Județean, a murit din cauza unor răni netratate. Rudele l-au transferat în capitală la o clinică privată, unde medicii pur și simplu s-au îngrozit când i-au văzut starea în care se afla. Din păcate însă, pacientul nu a mai putut fi salvat. Și vă avertizez că sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Adrian Colecea avea 65 de ani când a suferit un atac cerebral. A fost internat la neurologie la Spitalul Județean din Târgu Jiu. Pentru că starea s-a agravat, a fost mutat pe secția de terapie intensivă. Rudele au venit zilnic la spital, dar niciodată nu au putut să-l vadă din cauza restricțiilor impuse de pandemie. După 3 săptămâni de spitalizare, nemulțumiți de evoluția stării de sănătate, familia a decis să-l transfere pe bărbat în București la o clinică privată. A fost momentul în care pentru prima oară rudele au realizat cât de gravă era starea bărbatului. Tot corpul era plin de răni, unele dintre ele deja infectate. Medicii au realizat mai multe fotografii și le-au trimis rudelor. Din cauza rănilor netratate la timp și cu toate eforturile depuse de medicii clinici, bătrânul a murit. Acum familia cere autorităților să ancheteze personalul de la Spitalul Județean Târgu Jiu. Oamenii au făcut o plângere penală în care acuză medicii de neglijență în serviciu. Și stăm de vorbă cu Alin Lădaru, ginerele bărbatului care din păcate s-a stins din cauza acestor răni. Domnule Lădaru, bună ziua! Bună ziua! Ce explicații ați reușit să obțineți până la această oră de la Spitalul din Târgu Jiu, unde socrul dumneavoastră a fost 2 săptămâni, timp în care nimeni nu i-a tratat acele răni? Explicațiile medicilor au fost în felul următor: multiple infecții datorate atacului cerebral. Deși lucrurile au stat foarte bine în prima perioadă internată la ATI, a avut o perioadă de 10 zile la care a fost la ATI. I s-a făcut un control tomograf după ABC-ul suferit, în același timp și diagnosticat. S-a făcut o tromboliză. Ulterior lucrurile au început să stea mai bine. La 3-4 zile i s-a efectuat un nou control tomograf. Domnul medic de pe ATI ne-a comunicat că lucrurile stau spre bine neurologic. Domnul doctor Antohi Lucian, am înțeles că am voie să-i spun numele, că de fapt este și un proces pe rol ce ține de treaba asta, și ni s-a comunicat că neurologic este mai bine. Mai mult decât atât, zilele, să zic undeva ziua 7-8 la ATI din cele 10, chiar a fost ridicat, stătea pe marginea patului, a fost plimbat cu căruciorul, comunicam cu el la telefon. Dar adică în timpul în care a fost internat la Spitalul din Târgu Jiu, ați știut despre aceste răni? Vi s-a comunicat faptul că de la o zi la alta corpul dânsului se degradează? Nu, pentru că după cele 11 zile petrecute la ATI, a fost coborât pe secția de neurologie la doamna dr. Săghițoiu, după care au urmat 10 zile pe secție, iar aici s-a întâmplat probabil, începând și de la ATI, cu siguranță, dar și la secție de neurologie, rănile au luat amploare. Și ați descoperit aceste răni abia în momentul în care le-ați transferat la o clinică privată? Da, într-adevăr. A urmat a doua serie de ATI, că el a fost în spital 32 de zile în Spitalul Județean Târgu Jiu. Și a doua serie la ATI, ultimele 10 zile, soția mea a intrat, a reușit să intre. Doctor Antohi a arătat într-adevăr rănile escarele. Dumnealui au fost îndrumați, de fapt, ori să-l luăm acasă, să avem grijă de el, noi ne cunoscând termenii medicali și nu eram în măsură să avem grijă de el în situația în care era, am stabilit să fie transferat la o clinică privată Sfântul Sava din București, cu acordul medicului, doamna Săghițoiu. Menționez, trebuia să meargă la recuperare neurologică, la felul cum arăta. Nu mai avem timp, din păcate, dar vom mai vorbi despre acest caz foarte pe scurt. În raportul autopsiei, ce spun medicii? Care este cauza morții? Cauza morții este septicemie, multiple infecții, stop cardiorespirator,
din această cauză. Deci, fără dubii, rănile respective care nu au fost tratate. Cu siguranță.